Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Povești cu Cântec. Numele meu e Zoltan Varga și astăzi la Cube TV o am invitată pe Marilis. Bine te-am găsit, Marilis! Bine te-am găsit, Zoli! Mulțumesc tare mult pentru invitație! Pentru că suntem la Povești cu Cântec, poate părea desuet, dar hai să te întreb ce înseamnă cântecul pentru tine, muzica, definiția muzicii. Ce înseamnă cântecul pentru mine? În primul rând, cred că înseamnă terapie, refugiu și locul în care mă simt eu cel mai bine. Mă simt eu, practic. Muzica, cred că este lucrul care mă definește, de fapt. Ok. Care au fost primii tăi pași în muzică? Știu că, datorită bunicului tău, ai început să cânti. Da. Pot spune că muzica a făcut parte din viața mea încă de micuță. Și, într-adevăr, bunicul meu a fost cel care mi-a îndrumat primii pași către muzică și mi-a deschis orizontul acesta. El fiind educator, la fel ca și bunica mea, avea inclinații artistice. Cânta foarte bine, avea o voce foarte plăcută și obișnuiam să cânt cu el acasă. Te-ai născut la? M-am născut la Drobeta Turnu Severin. Trebuia să începem cu asta, ok. Da, la Drobeta Turnu Severin m-am născut. Și acolo ai făcut primii pași, ai fost la Școala Populară de Arte. Da, da. După ce bunicul meu a observat că mă descurc, binișor, la muzică, la cântat, le-a propus părinților mei să mă ducă la Școala Populară de Arte ca să fructificăm talentul acesta. Și am urmat Școala Populară de Arte din Turnu Severin, 3 ani de zile, un an de zile am mers pe canto muzică clasică, după care am trecut 2 ani pe muzică ușoară. Și de acolo povestea a continuat. Povestea a continuat la Timișoara. Da. Ai ajuns la Timișoara la facultate. Am ajuns la Timișoara la facultate, dar de departe de mine era... gândul, îmi doream foarte tare, dar n-am crezut că o să ajung să fac muzică neapărat. Pentru că facultatea pe care am absolvit-o este cea de asistență socială și masterul la fel, dar nu profesez în domeniul. Acum, venind aici la Timișoara, e adevărat că s-au deschis noi portițe. Și cumva, dorindu-mi foarte tare și eu, de fire, crezând foarte tare în legea atracției, am avut norocul să întâlnesc oameni și anturaje care m-au introdus ușor-ușor în lumea muzicală din Timișoara. Legea atracției, știu că ai cântat prima dată în Timișoara, într-un club, nu-i zicem numele, alături de Benson, la pian. Da, acesta a fost primul concert, dar a mai fost unul. Ok, bun, atunci spune primul de dinainte de primul. Da, a fost un festival, cred. Poate ții minte și tu, X-Land Festival, așa, exact. Da. Prima mea interacțiune cu muzica a fost cu cei de la X-Land Studio. Nu știam eu prea bine cu ce se mănâncă pe atunci treaba asta. Pur și simplu am avut un anturaj comun. Mi-au propus o întâlnire la studio, ne-am întâlnit, băieții mi-au propus o colaborare, am semnat și un contract, nu știam eu prea bine atunci care sunt, cum stau lucrurile, am semnat niște clauze destul de consistente, ca să zic așa. Și apoi a urmat și primul festival mare pe care l-a organizat, e la X-Land Festival, la Centrul Regional de Afaceri, s-a ținut. Primul și singurul a fost. Exact. Spun eu că, da. Ok, da, primul, da, ai dreptate. A fost primul și singurul. Țin minte că am avut super mare emoții, fiind și primul concert și au fost trupe cu renume atunci, pe vremea aceea. A fost Cosmina Păsărin ca prezentator. Ok, nu mai țin. Și ce ai cântat acolo? Adică ai apărut la festivalul ăsta cu nume mari. Și tu, fiind la debut? La debut am cântat prima piesă pe care o scrisesem cu cei de la X-Land Studio. Uh-huh. A mai fost încă un artist de la X-Land Studio, Dani. El era pe partea de rap. Am și avut noi o piesă în colaborare și cover-uri am cântat. N-a fost un moment foarte lung, fiind printre primii artiști. Cred că vreo
4-5 piese cover-uri am cântat. Și cum a fost să fii pe scenă prima dată? Emoții, bun, dar dincolo de emoții, ce ai văzut de pe scenă sau cum? Am văzut o energie extraordinară care m-a, cumva m-a detensionat. Și am fost foarte bine primită de public. Fiind și primul concert, simțind lucrurile acelea, am zis, băi, da, aici vreau să fiu. Aici e locul meu, aici mă simt cel mai bine. Asta se întâmpla cu 9-10 ani în urmă? Cred că da. Cred că cam așa. Cred că poate un pic mai mult. Mai mult. Da. Cred că aveam vreo 21 de ani, 22 pe vremea aceea. Okay, să nu facem un calcul. Da, bun. Era urât să te întreb altcum, am zis, hai să începem așa. Bun. Dar mi-aduc aminte că am fost foarte, foarte entuziasmată, pentru că eu când am venit în Timișoara, m-am îndrăgostit de Feli și de trupa sa. Și când am văzut de Horia Crișovan și de Tiengul, când i-am văzut, a fost pentru mine o revelație și am zis, wow, ce trupă, wow, ce voce, ce mi-ar plăcea și mie să cânt cu oamenii ăștia. Lucru care s-a și întâmplat peste ani, dar când am văzut că o să cânte și ei la X-Land Festival, pentru mine a fost o revelație și am avut și mai mari emoții, numai pentru că știam că o să fie ei acolo. Și când ai început să scrii, practic, să compui? Să... Cred că am început să scriu pe la 25 de ani. Ok, deci puțin după X-Land. Puțin după X-Land și mai exact, mai serios după experiența pe care am avut-o la unul din concursurile televizate la care am participat. Putem spune concursul, okay. Da, la Vocea României. La Vocea României. Ok, da? Da. Cum ai ajuns la Vocea României? Preselecții? Preselecții, da. M-am înscris pur și simplu. Era o dorință de-a mea încă de micuță. Am urmărit toate episoadele, toate sezoanele de la Vocea României și îmi doream să ajung și eu acolo, dar nu mă simțeam neapărat pregătită. Știam că trebuie să muncesc mult mai mult ca să fiu eu mulțumită cu mine să pot să fac pasul acesta. Și în 2016, da. Am zis, cred că acum este momentul. M-am înscris, am trecut mai departe. Au urmat niște preselecții în Timișoara, am trecut și de acelea, apoi a urmat preselecția televizată la București. Și cum te-a ajutat asta? Te-a ajutat atunci? Sau asta te-a făcut să mergi mai departe sau a fost doar așa experiență? M-a ajutat să merg mai departe, bine. Dorința o aveam să merg mai departe oricum, indiferent care ar fi fost rezultatul la Vocea României sau nu, dar fiind acolo în mediul acela, mi-am creat foarte multe relații și conexiuni cu oameni din același domeniu. Foarte important să ai oameni în jurul tău care au aceeași pasiune, au aceleași vise ca și tine. Și am venit foarte hotărâtă că trebuie să fac muzică proprie, neapărat. Și ăla a fost catalizatorul, s-a declanșat. Aș putea spune că acela a fost catalizatorul. M-a ambiționat mai tare. Atunci ai scos și prima piesă. Da, da. În 2016. În 2016, da, nu renunța. Ok. Nu renunța. Cum ți se pare acum piesa? Judecând acum... Bănuiesc că acum ți-ai schimbat un pic. Așa este, m-am schimbat mult între timp. Mi se pare ușor, nu aș copilăroasă. E ușor copilăroasă, dar inițial a fost scrisă în limba engleză, ca să fiu sinceră, și apoi am tradus-o în limba română. Dar n-a schimbat nimic la ea. O cânt cu mare drag de fiecare dată, pentru că e prima piesă pe care am scris-o și ce am simțit atunci, cumva simt și acum. Poate că aș pune un cuvinte altfel, dacă ar fi să o scriu acum. Dar esența e tot aceeași și aș lăsa-o așa cum e. Să vorbim un pic de perioada aia și de vremurile când cântai în cafenele, cluburi, cafenele mai exact. Da, da. Cântai cu diverse trupe. Știu că ai cântat cu Benson, Joel. Da, a fost după experiența cu X-Land. Cu Benson, Joel a fost următoarea experiență. Și înainte de Vocea României. Și înainte de Vocea României. Așa este. La X-Land Studio era un pic altfel procesul. Eram un artist de studio. Ok.
pe când cu Benson am intrat într-o altă lume, cumva, a muzicii live, instrumente, oameni, presiunea de pe scenă, era cu totul ceva nou pentru mine. Și am fost foarte bucuroasă când mi-au propus să fac parte din proiectul lor. Pe vremea aceea se numeau Exiled Band. Pentru că erau exilați, doar tu erai de aici. Da. Și a fost o experiență foarte faină. Era o joacă mai mult. Eram genul de trupă, cumva aveam sala de repetiții la subsolul casei lui Francis Moses. Da, un alt personaj. Exact, și acolo experimentam foarte multe lucruri. Aș putea spune și mai serios, și mai serioase și mai puțin serioase. Era tot așa o joacă continuă. Dar mi-a prins foarte, foarte bine. Și am început să avem și cântări cu trupa live și acustice, noi doi. Te-a prins bine din perspectiva relației cu publicul sau tu ce relație ai cu publicul? Ești extrovertită? Ești, sau cum erai și cum ești? Din exterior, te-aș întreba pe tine, de fapt, cum mă vezi tu? Ești foarte curioasă. Bine, când o să fii tu în locul meu, o să îți răspund la întrebare. Da, ideea e că cei din jur îmi spun că mă văd ca fiind o fire extrovertită, de asta te-am întrebat. Da. Dar eu sunt pe departe de a fi o fire extrovertită, să știți, foarte introvertită și foarte sensibilă. Cred că mi-am creat, de fapt, un scut al meu. Uh-huh. Asta, un scut antirachetă. Exact, un scut antirachetă. Și cumva, cred că scutul acesta a ajuns să fie cumva second nature for me. L-am îmbrăcat atât de bine încât pare că da. Mi s-a potrivit. Dar sunt o fire foarte sensibilă, foarte, foarte sensibilă și foarte introvertită de fel. Și cum asta am pornit de la cântările alea cu Benson și cu unde chiar aveai contact cu publicul nemijlocit, adică de multe ori nici nu era scenă când ai printre. Așa. Printre mese, să zic, nu chiar printre mese, dar... Da, chiar printre mese cântam de multe ori. A fost o experiență foarte bună, pentru că m-a ajutat să mă pliez, să mă dezvolt, să devin mai flexibilă, mai versatilă, să învăț să mă adaptez, în fond. Cred că asta cu asta aș spune că am rămas. Cum te-ai adaptat la evenimentele private? Da. M-am adaptat foarte bine. Primele evenimente aș putea spune că au fost ușor am fost eu cel puțin ușor mai nesigură, dar mergând, frecventând, ca mersul la sală. Pui mai multe greutăți, devii mai puternic. M-am adaptat foarte bine și îmi face plăcere. Îmi face plăcere să le cânt oamenilor, să-i fac să se simtă bine, să se bucure de ceea ce încercăm noi să le transmitem. Totuși, repertoriul pe care îl cânti la un eveniment privat e cu totul diferit față de ceea ce cânti pe scenă în mod normal, să spun așa. Care dintre astea două te atrage mai mult? Evident că ceea ce scriu și piesele proprii mă atrag. Da, mă atrage mai mult, dar îmi face plăcere să cânt și repertoriul de cover-uri pe care îl abordăm la evenimente private, fiindcă de-a lungul timpului l-am adaptat cumva. Nu m-am dus neapărat într-o zonă să cântăm neapărat 100% ce știm că s-ar cere. Am încercat cumva, ușor, să-l adaptăm. Să includem piese pe care le putem cânta și într-un concert. Dar cumva am făcut o combinare între cele două. Există totuși niște piese pe care trebuie musai să le cânti. Untina Turner the Best, Untin the Flea, nu știu. Exact, acum știm cu toții că sunt piesele oldies nemuritoare care nu... N-ai cum să le excluzi. Mie face plăcere să le cânt. Cum ai spus și tu, Tina Turner, nu știu, I Will Survive, Hit the Road Jack. Hit the Road Jack, da. Cred exact. Că le-ai cântat și tu de mii de ori deja. Le-am cântat foarte multe ori. De ele. La un moment dat, ajuns să te plictisești, tocmai de aceea repertoriul de cover-uri este în permanență, într-o continuă schimbare. Că le... Oprești piesele care știi 100% că funcționează, dar
pe lângă adaugi și alte piese, ca tocmai să nu te plictisești. O să mai revenim la porțiunea cu evenimente private, dar hai să mergem la cariera ta. 2016, prima melodie, a doua melodie cred că a apărut după 3 ani, dacă nu mă știu. Așa este. De ce a fost pauza asta? Între 2016 și 2019. Da. În 2019 a apărut primul single În urma ta și a fost o pauză destul de mare pentru că cumva mi-am căutat locul. Fiindcă a fost destul de greu să... Deși piesa era scrisă mult mai de mult În urma ta, inclusiv următoarele single-uri pe care le-am scos au fost scrise tot în perioada pe când am început eu să compun. Dar... pe partea de producție a fost un pic mai greu, fiindcă n-am avut neapărat o direcție cu cine aș putea colabora, până când l-am întâlnit pe Ovidiu Dodo Moldovan de la Artonic Productions și din 2018 am început colaborarea cu el, ca în 2019 să iasă primul single. De asta cumva probabil a fost pauza. Piesele erau acolo în sertar, așteptau să vadă lumina zilei, dar... n-am simțit că ar fi fost cineva care să le produc, să fiu eu mulțumită de rezultat. Ok, vorbim de producție muzicală și de ceea ce te face pe tine să fii mulțumită pe plan muzical. Cum ai descrie stilul tău? Da, e o întrebare bună. Păi, cred că suntem un pop la bază, cu diverse influențe. Cel puțin pe albumul acesta aș putea spune că... Ajungem mai târziu la album, n-am ajuns încă la album. Bun. Dar, de fapt, toate piesele tale, bănuiesc albumul, hai să spunem că o să lansezi un album, primul tău album. Primul meu album. Așa, și care va cuprinde și piesele astea mai... Piesele lansate până în prezent. Toate? Toate piesele? Da. Ok, bun. Deci, revin la întrebare stilistic. Pe album, ce se găsește? Pop cu... Se găsește pop cu influențe de funk, de synthwave, de new wave. Ne-am dus ușor, am experimentat foarte, foarte mult, ne-am dus ușor și în zona de drum and bass. Wow! Da. am experimentat și country. Deci avem diverse influențe. Cumva e un mix aici, e un cocktail. Un amestec, dar cumva sunt formează un unitar toate. Avem chiar și o piesă, aceea a fost cea mai surprinzătoare piesă pentru mine ca și producție, cu George Denis am lucrat, care face muzică de film. Da. Și atunci cumva și piesa am dus-o în direcția aceea. Deci cumva am explorat foarte multe influențe pe acest album. Pentru că asta ne-am și dorit, să vedem exact unde ne situăm, unde ne simțim cel mai bine și să vedem de acum încolo exact pe ce plusăm mai departe. Bun, lansarea albumului spunem că va avea loc în curând. Așa este. Lansarea albumului First, ca așa se numește, va avea loc pe 22 februarie la Clubul Pixel din Timișoara. Ok, unde sunteți invitați să veniți? Asta tu trebuie să unde, desigur sunteți invitați să veniți în număr cât mai mare, fiindcă am pregătit foarte multe surprize. O să avem invitați speciali pe care nu i-am menționat în eveniment. Da, tocmai de aceea nu i-am menționat. Altfel n-ar mai fi fost surpriză. O să avem și în deschidere o voce încântătoare. Este vorba despre Diana Ivan, care o să... ne încânte cu vocea ei caldă, cu sensibilitatea pe care o emană și cu compoziții proprii. First, n-ați găsit un alt nume mai... sau ați avut o zi proastă când ați spus numele ăsta? Întreb și eu, nu știu. First, primul, ok. Primul album, primul. Eu zic că am avut o zi bună când i-am pus numele First. În primul rând am vrut să subliniem faptul, cum ai spus și tu, că este primul album și cumva este primul nostru strigăt de a ne face auziți și de a ne promova muzica proprie. Ei, acum dăm voie să te întrerup. Te-ai făcut auzită și în trecut. Ai fost la Vocea României, ai fost la Eurovision. Da,
am fost la Vocea României, acolo se cântă cover-uri. Asta, okay, să zic că m-a ajutat ușor pe partea de notorietate. Bine, și ai fost la Eurovision. La Eurovision trecut. Am fost, da, cu o piesă proprie. Deci... Dar ca și trupă cu compoziții proprii și cu un album. Mm-hmm. Okay. Că așa poți să fii și artist care lansează doar single-uri. Da. Dar noi am vrut cumva să subliniem prin First că este primul nostru album. Și totodată am vrut să facem referire și la primele emoții pe care le retrăiești pentru prima oară și care pentru fiecare în parte există. Prima dragoste, prima dezamăgire, prima relație de prietenie, prima relație de dragoste față de părinți și așa mai departe. Cumva am încercat să subliniem acest first prin titlul albumului. Albumul cuprinde piese în limba română sau? Da. Doar în limba română. Momentan. Și se numește First. Exact. Yeah. E așa un concept pe care ni l-am creat noi, momentan. De asta zic, momentan sunt doar piese în română. Okay. Poate la second o să fie doar piese în engleză. Zic și eu acum. Da, poate e una din surprize, da. Exact. Albumul ăsta, de ce? Acum te întreb, ok, în ziua de azi puțină lume mai scoate albume. De obicei, artiștii vechi. Da. Tu de ce ai simțit nevoia să scoți totuși un album? De ce nu ai lansat odată la 6 luni un single și gata, și cu asta basta? Da, cred că undeva în rădăcinile mele sunt și eu un pic veche, old school. Și mi-a plăcut întotdeauna ideea de a avea ceva palpabil. Uh-huh. Și mi-am dorit ca tot materialul pe care l-am compus să fie undeva strâns, să pot să-l ofer mai departe persoanelor dragi, să rămână acolo. Nu doar pe cloud. Nu doar pe cloud, exact. Cred că în continuare sunt adepta albumelor foto. Albume nu doar foto, da. Albumele foto clasice. Să le răspoiești și să te retrăiești amintirile acelea. Și cumva de asta mi-am dorit să-l am și în format fizic. Și tot deci va exista albumul ăsta și pe CD-ul. Va exista albumul și pe CD-ul. La lansare va fi prezent acolo. Bun, am sărit câțiva pași, de fapt am ajuns la unde trebuia să ajungem, dar mergem înapoi iară. La 2019 am ajuns la momentul în care ai revenit în lumina reflectoarelor. Cum a fost revenirea asta? A fost destul de bine primită piesa în urma ta. Ce înseamnă destul de bine primită? Acum, adică am primit... Ok, cum faci feedback-ul unei piese tu? Care e feedback-ul tău la o piesă? Păi, în primul rând, fiind artist independent, feedback-ul a fost în mare parte de la cei apropiați în primă fază. Okay. Persoanele apropiați, prieteni, familie, rude și oarecum și radiourile locale, care au primit piesa și au difuzat-o mai departe. Așa, cred. Dar hai să te întreb, pentru că știu că mi-ai zis odată că există și mulți hateri. Te deranjează atunci când cineva nu e chiar foarte, foarte ok cu muzica ta? Mai acum știi cum este. Hateri o să fie întotdeauna, nu poți să-i mulțumești pe toți. Dar important este că plaja muzicală este atât de mare încât pot alege să dea play sau pot alege să dea skip. Mm-hmm. Cine vrea să ne primească, suntem bucuroși. Cine nu, nu ne afectează. Ok. Bun. Că ne facem treaba în continuare. Acum, întotdeauna mie mi-a plăcut să mă focusez strict pe ceea ce am de făcut și să nu mă uit în grădina celuilalt, a vecinului, pentru că te abați cumva de la ceea ce vrei tu să faci. Îți distragi atenția. Pentru că ai și tu grădina ta. Am, da, și o grădina și mea, exact. Ai grădina ta, da. O, și la propriu, și la figurat, exact. Așa. Bun, din 2018 ai reînceput, adică ai început să colaborezi cu Ovidiu Dodo Moldovan și totuși albumul apare în 2024.
Așa este. 6 ani totuși. Da. De ce s-a născut atât de greu discul ăsta? S-a născut greu pentru că inițial eu nu m-am gândit la ideea de album încă de la început, de când am făcut prima. A fost o încercare, și în primul rând și colaborarea cu Dodo a fost o încercare, apoi am văzut că este chimie între noi, am colaborat și pentru cel de-al doilea single și pentru cel de-al treilea și s-a născut așa o relație mai mult decât de artist-producător. Am legat și o prietenie între timp și apoi ulterior, pe parcurs, s-a sădit în mine ideea asta. Vreau să-mi fac album. Țin minte că m-am dus la studio la Dodo și am zis, Dodo, vreau să fac album. S-a uitat așa la mine, a zis, ok, hai să facem. Și e un proces foarte lung, foarte, foarte lung și cu foarte multe așa cumpene, foarte multe decizii, incertitudini, nu știu dacă e bine, mai stai, lași acolo să așeze informația, să revii asupra ei. Și de asta a durat atât de mult. Plus că a intervenit și pandemia între timp, care ne-a pus așa un mare stop. Cred că te-a ajutat cumva cu albumul. Adică n-ai mai avut cântări, practic. N-am mai avut cântări, am avut foarte mult timp să scriu. Uh-huh. Ca să fiu sincer, am scris piese pentru viitorul album în pandemie. Avem deja și second. Da, și am lucrat foarte mult. Dar cred că cel mai mult am lucrat acum, în ultimul an. Am tras pe ultima 100 de metri, clasic. Cum se întâmplă la tine procesul ăsta creativ? Ai o rețetă anume? Ai, nu știu, trebuie să fie soare, trebuie să asculți ceva, trebuie să... Cum se nasc ideile muzicale? Dacă am putea programa creativitatea să vină, hai, acum e momentul, ar fi extraordinar, dar din păcate nu funcționează așa și e totul spontan. E bine, într-adevăr, să-ți faci o rutină în care să-ți aloci zilnic un timp, chit că scrii ceva, chit că nu scrii, chit că doar asculți muzică, dar să ți-l aloci. Dar ideile vin spontan. De cele mai multe ori eu simt și mă apuc în cele mai ciudate locuri. Tocmai de asta am întotdeauna telefonul la mine și la mine în notițe acolo, în record, am cred că mii de idei pe care le trag, dau pe record efectiv. Dacă ies din magazin și îmi vine mie o linie de voce, o atunci, pe moment, o înregistrez până mă duc la mașină sau mă opresc în mașină și o înregistrez. Și cum le cer? Cum îți dai seama, bănuiesc că și pe albumul ăsta, câte piese sunt? Sunt 12 piese. 12, bănuiesc că ai vreo 120 deja. Cum le-ai ales pe astea 12? Le reascult odată la ceva timp. Revin asupra lor. Pentru că sunt foarte multe idei pe care le-am înregistrat și tot am înregistrat și la un moment dat zic, hai să mai revin și asupra ideilor înregistrate acum câteva luni. Și de cele mai multe ori de acolo răsar idei cu potențial. În schimb, cum le cer cel mai bine? Acasă, în cămăruța mea. Avem 2 încăperi acasă. Una, studioul propriu zis, pe care ni l-am aranjat. Și mai am o cămăruță mai mică în care mă retrag doar eu cu mine. Am laptopul, biroul, un pat și clapa. Și cu puținele mele cunoștințe muzicale, în teoria muzicii mă refer, îmi formez o armonie pe care urmează și o linie de voce, textul, iar apoi îl ajut pe colegul de apartament, Silviu Daniliescu. Mă duc, îi prezint ideea, înțelege cumva filmul și el mă ajută să o dezvolt ușor, armonic, mai potrivit, ca să zic așa. Ai un mare noroc, ai un coleg de apartament care știe să dezvolte. Așa este, așa este, am un mare noroc. Dar cine ia decizia finală și o duce în zona de producție este Ovidiu Dodo Moldovan, fiindcă de la noi pleacă așa în stare crudă. Uhum. Către el și el o duce mai departe acolo. O pune pe grătar. O pune pe grătar, pune așa, condimente. Exact, da, exact. Da. Hai să vorbim un pic și de Eurovision.
A fost pentru tine un moment, cum l-ai descrie? Foarte multe lume a auzit despre tine care până atunci n-a auzit. Da, încă un lucru bun precum Vocea României este că genul acesta de concursuri îți oferă o oarecare notorietate. Dar eu de departe nu m-am dus cu gândul acesta la Eurovision. Eu pur și simplu m-am dus cu gândul că vreau să văd dacă piesa mea, compoziție proprie, are șanse să treacă mai departe. Asta a fost... Și a trecut. Și a trecut. Ai ajuns în finala națională, ai fost în camera, nu știu cum se numea, camera aia, verde. Verde, cred că verde. Da, deși nu era verde, dar... Ok, te-a văzut multă lume. Ți-ai făcut o imagine. În momentul nu vrei să-mi zici nimic de imagine, dar contează în ziua de azi și imagine, marketingul. O, da. Aici, nu, sincer, nu cred că stau foarte bine la capitolul marketing, pentru că mă simt ușor depășită de tot ceea ce se întâmplă. Dar legat de Eurovision, da, probabil că mi-a făcut o imagine. Acum, cum o vede lumea, n-aș ști să spun. Te-a ajutat oricum. Doar faptul că ai apărut acolo printre alți artiști și ai avut expunere, totuși. Am avut expunere, da. Marketing versus talent, pentru că ziceai puținele tale cunoștințe de muzică când te retragi. Cât de mult contează astea, cunoștințele tale clasice? Adică cât de mult contează studiu teoretic și cât de mult contează practic? Practica însemnând apariție la evenimente private. Te refer la studiul pe care îl depune fiecare artist individual? Da. Păi cred că cumva merg mână în mână. Adică ăsta e primul pas. Să studiezi acasă foarte, foarte mult. Bine, pot să-ți dau exemple de artiști care nu studiază acasă și nu știu nici gama. Nicio gamă, și totuși sunt pe marele ecran sau pe micul ecran, nu știu cum să zic. Am înțeles. Acum cred că da, depinde de fiecare cât vrea să aprofundeze de mult și ce își dorește de la el ca artist. Eu personal îmi doresc să aprofundez mai mult teoria muzicală, ca drept urmare m-am și înscris acum târzior la o școală de muzică unde iau ore de pian, sunt la AIM School. Ok, acum ești la școală? Da. Da, bun. Bravo. Sunt la școală. Sunt cursantă și mă simt foarte bine că o să învăț să cânt la pian mai mult decât știam până în prezent. Până în prezent a fost așa, autodidactă. Dar acum mă îndrumă cineva și mi se pare foarte, foarte fain. În primul rând că o să mă ajute pe partea de compus lucrul acesta și îmi doresc și pe partea de live să mă implic mai mult. A, deci să cânti, să te vedem. Exact. E o dorință de-a mea de întotdeauna. Dar abia acum. Bine, merg mână în mână. Contează, spuneai că te-a ajutat foarte mult faptul că ai cântat la multe evenimente private. Da, asta urma să spun că pe lângă studiul pe care îl facem acasă individual, care ne ajută cumva să ne punem tehnica la punct, să învățăm să cântăm oarecum sănătos, să avem un fundament. Ce urmează apoi e de fapt ceea ce te clădește, cel mai bine e de fapt partea practică, care nu se întâmplă decât dacă mergi și cânți efectiv live. Pe mine m-a ajutat foarte mult partea practică, efectiv, să cânți cu un band live în spate, cu instrumentiști, presiunea care o ai pe scenă, energia care vine din partea publicului, dozajul pe care trebuie să-l pui tu ca artist în momentul în care cânți live la un microfon, efectiv, te auzi când fie cu monitor, fie cu in-ear, e total diferit față de ce se întâmplă când cânți tu acasă și chiar la ora de canto, dacă mergi. Da. Și asta m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt și să devin mult mai sigură pe mine, în primul rând. Ok. Deci e sigură pe tine acum. Sunt sigură. Într-adevăr, întotdeauna cred că este o doză de nesiguranță la mijloc, dar ce am simțit eu este că e binevenită o doză
mică de nesiguranță a unui artist în concert, pentru că doza aia de nesiguranță te face să fii mai atent și să nu te lași dus neapărat de val. E un lucru bun să te lași dus de val, dar nu în sensul acela. Trebuie să fii atent întotdeauna, să fii în concordanță cu tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Cum arată o zi obișnuită în viața ta? Când nu cânti, când ai concert? Lucrez. Am un daily job. Nu zici că ăsta e hobby-ul tău, lucrezi. Nu, dar vezi cum e o zi obișnuită din viața mea. Lucrez, de luni până vineri lucrez, de la 8 la 5 sau de la 9 la 6. Dar după job, fie merg la ore de pian, fie îmi aloc, încerc pe cât de mult posibil să mă țin de rutina de care ziceam că e foarte importantă din punct de vedere vocal pentru un artist. Să mă fac trainingul vocal. Asta faci în fiecare zi? Nu fac în fiecare zi, dar mi-aș dori, deși e binevenită și o pauză, să nu intervin oboseala vocală, dar în principiu cam aproximativ de minim 2-3 ori reușesc să-mi fac trainingul vocal. Și să studiez la pian, pentru că instrumentul necesită foarte mult timp și răbdare. Și besides music, în afară de muzică. Besides music, acum nu e încă sezonul, dar îmi place foarte tare să grădinăresc. Okay. Mi-am făcut un colțișor la casă, pe care nu-l gândisem inițial, fiindcă nu credeam că o să mă apuce dragostea de grădinărit, de tot ce-i verde. Dar se pare că m-a lovit microbul odată mutat la casă și mi-am făcut o grădină unde îmi pun roșii, castraveți, ardei. Ne place foarte mult să mâncăm iute, ardei iute. Okay. Tot felul de ierburi aromatice și așa mai departe. Cum ți s-a părut 2023 capitala culturală? Timișoara, evident. Ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut, ce putea să fie mai bine? Mi-a plăcut că a fost mult mai multă vâlvă în oraș, agitație. Au venit mulți turiști, au făcut multe evenimente pe partea aceasta. Noi nu cred că am prins un eveniment la care am cântat în 2023. Cred că singurul la care am participat a fost festivalul Flight. Cred că cam atât. Ok, dar ai fost la alte evenimente. Dar am fost la alte evenimente și m-am bucurat așa ca și spectator să văd cum înflorește orașul. Și ce ți-a plăcut cel mai mult? Ai fost la, nu știu, la Rezin Murphy, la Jessie J? Am fost la Rezin Murphy și la Jessie J. Bine, dragostea mea este Jessie J. Ok, da. Sunt fanul ei și când am auzit că vine în Timișoara nu mi-a venit să cred. Adică m-am uitat prima oară pe afiș, dar sigur, e vorba de Jessie J, adică de Jessie J e vorba. Ok, a fost o bucurie. Am savurat fiecare moment din concertul ei. Cum ți se pare viața artistică, muzicală din Timișoara? Mai există destule cluburi. Aveți unde să cântați? Nu știu, aș putea să întreb. Aveți locuri unde să vă exprimați ideile? Nu prea sunt locuri. Ca să fiu sinceră, ducem un pic lipsă de spații unde artiștii să se expună. Uite, e foarte bine venit clubul acesta Pixel, da. Fiindcă acum artiștii au ocazie să-și expună muzica acolo. Și în rest, nu știu, cred că mai este Club 30. Nu mai există Club 30. Nu Club 30, Retro. Retro, da, așa, da. Îmi cer scuze. Și cam atât, nu? Da, deci nu prea există locuri unde să cânți în Timișoara, în opinia ta. Da, nu prea. Am putea să mai să ne mai dezvoltăm un ușor în direcția aceasta. Spune-mi cum vrei să promovezi acest prim album al tău? Te-ai gândit, bănuiesc, sau încă nu te-ai gândit la Next Step? Nu știu, turneu, videoclipuri. Videoclip, da, da. Avem un prim videoclip
pe care o să-l promovăm cât de curând. Ok. Înaintea lansării. Înaintea lansării. Este un videoclip, aș putea spune că este cel mai complex și îndrăznesc videoclip de al meu de până acum, pentru că au fost implicați foarte, foarte mulți oameni. Ne-am extins așa echipa de data aceasta. Este videoclip tot filmat în colaborare cu Timișoara Film Society. Cine apare în videoclip? Zine. Foarte multe persoane, dar aș enumera așa câteva. În primul rând o să apară mama mea. Da. Și sunt foarte emoționată pentru lucrul acesta, că am reușit să o aduc, să se bucure de experiența aceasta. O să apară Ana Maria Pandele, care este actriță la Teatrul Național din Timișoara. O să apară copiii de la Image Kids, care sunt conduși de Cristina Dorcea, și mulți alții. De ce spui că e cel mai complex videoclipul tău? Pentru că s-a derulat, filmările au durat mult mai multe zile decât au durat în mod normal până în prezent la celelalte videoclipuri. Au fost foarte mulți oameni implicați, au fost implicată coreografie, o locație în sine, poveste, actori. Da. De asta zic că a fost figurație multă în videoclip. De asta zic că e cumva cel mai complex. Și vă gândiți să faceți un turneu de concerte cu... Cât de greu e să-ți faci un turneu în ziua de azi în industria muzicală românească? Ca artist independent este destul de greu. Dar am mai prins și eu una alta de la colegul meu de trupă. Așa. Care este și liderul trupei Axis. Da. El fiind trecut prin două turnee deja. Și acum vedem, nu știu, vrem să facem și un turneu de promovare. Încă nu avem o strategie stabilită, pusă la punct. Am zis mai întâi să trecem de lansare, să fie totul cum trebuie și apoi o să bifăm câteva orașe. Așa avem un plan. Bănuiesc că și în Serbia. Zic și eu, pentru că Axis cântă și în Serbia. Da, mie mi-ar plăcea, doar că momentan nu avem piese în engleză. În sârbă cu atât mai puțin. Pentru că știu că am apărut de câteva ori și la concerte de caritate. Ce reprezintă asta pentru tine? Mulți artiști se feresc de asta. Spun că business e business, nu știu cum. Da, nu. Nu, niciodată nu m-am gândit la treaba asta. Când mi s-a oferit ocazia să vin să cânt la un, mi s-a cerut să vin să particip la un concert de caritate, din start am zis da, niciodată nu m-am gândit la partea financiară sau pur și simplu m-am gândit că ofer muzică și pot să ajut la campania respectivă pentru a face o faptă bună. Cred că asta e cel mai important, scopul campaniei. Da. Deci ai zis da. Am zis da și o să zic da în continuare. Deci, da, să știți, dacă... cred că nu te-am întrebat de unde vine numele de Marilis. Sau eu te-am întrebat, dar ar fi bine să te întreb încă o dată. Da, Marilis provine de la numele meu, Maria Eliza. Mulți nu știu că mă cheamă și Eliza. Ok. Și atunci am încercat să fac o combinație între cele două. Marilis, cumva am dus înspre Marilis. Deci e Marilis sau Marilis? Marilis. Marilis, ok, bun. Și când ai venit cu numele ăsta? Sau de ce ai simțit nevoia să-l schimbi? Doar așa că nu suna bine numele tău? Sau? Nu, pur și simplu aveam eu acest acronim, ca să zic așa, încă de pe când era Mirc. De la CET. De la CET. Dar ulterior, când am ajuns la X-Land, la fel, s-a pus problema, ok, ești artist semnat X-Land, dar trebuie să-ți găsim un nume. Și ei s-au gândit pentru mine la un nume. Dar, sincer, parcă cu niciunul nu rezonam. Și le-am zis, stați puțin, că s-ar putea să am soluția. Marilis? Am zis,
Da, Marilis. E extraordinar. Și de atunci a rămas Marilis. Care a fost cel mai fain concert de-al tău? Concertul memorabil la care spui tu că te-a marcat, te-a mișcat cumva. Știu că e greu, orice artist când îi trebuie asta, ultimul sau toate au fost. Sau? Toate au fost. Okay, deci nu ultimul, păi toate au fost, pentru că toate sunt importante și emoțiile sunt la fiecare concert, indiferent că e unul micuț de, nu știu, 30 de oameni, indiferent că e unul de câteva mii de oameni, sincer, emoțiile sunt la fel. Și, Dar nu e vorba de emoții, e vorba aici de un concert care... te-a ajutat, te-a, nu știu cum să zic, te-a lansat pe orbit, să spunem așa. Da, aș putea menționa concertul, nu neapărat că m-a lansat pe orbită, dar la fel, a fost o primă experiență pe care o să o port cu mine toată viața, a fost concertul cu trupa Vank. Da, da. Acela a fost pentru mine o primă experiență la un alt nivel. Ca să zic așa, că până atunci cântasem în cluburi micuțe, printre scaune, cum ai zis tu, între mese. Da. Și am fost plăcut, surprinsă. Când că... Când a fost asta cu Vank? În 2000? Cred că înainte de Vocea României a fost. 2015? 15, cam așa. Cam așa. Nu mă așteptam, sincer, fiindcă solistul... Și cum ai ajuns să cânti cu Vank? Asta era întrebarea, adică... Deci eu cumva nu m-am dus eu să le propun. A venit propunerea din partea lui Cornel Ilie, solistul trupei Vank, care inițial mi-a scris un mesaj pe Facebook. Bine că nu pe Mirca. Da, mi-a scris un mesaj pe Facebook și eu inițial, aiurită cum eram din fire și încă sunt, nu l-am văzut. I-am dat cu sin, ca să zic așa, și l-am lăsat acolo. Nu i-am răspuns nici da, nici ba. Nu mai știu cum a fost abordarea. Că ai vrea să cânți cu noi în concert, dar n-am, efectiv. Cred că m-a prins într-un moment în care l-am citit așa fugitiv și n-am realizat cine e, ce vrea de la mine. Da. Și a trecut o săptămână și mai îmi scrie încă o dată: hei, sunt Cornel Ilie de la trupa Vank. Da. Îți dorești să cânți alături de noi în concertul pe care o să-l avem? La care eu m-am blocat instant și am zis: oh my god, și omul acesta mi-a mai scris și acum o săptămână, mi-a cerut scuze, evident. Și am zis da, cu mare drag. Cum de nu? E o ocazie unică la urma urmei. Da. Și ai cântat la Sala Capitol? Am cântat la Sala Capitol alături de ei, da. Piesa ce are el cu Andra, Numai la doi. Mm-hmm. Am cântat un duet. Deci a fost totuși un moment... A fost un moment, ca să zic așa, culminant pentru mine, cel puțin eu așa l-am trăit. Văzând, fiind prima dată și la Sala Capitol, pe scenă, cu un public atât de numeros, cu atâtea lumini în jurul meu, cu trupa în spate, aveau și viori, secțiune de viori. Da, 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 cu orchestra. Cu orchestra, da. Eram ceva, am fost copleșită, într-adevăr, da. De tot. Bun, pentru că ne apropiem de final, hai să te întreb dacă am așteptat cu inima la gură 10 ani pentru primul disc, trebuie să mai așteptăm încă 10 ani pentru următorul disc, Marilis. Nu, cu siguranță nu. Nu, asta nu mi-am propus. Nu chiar 10, hai că nu 10 ani. Nu, eu consider că întotdeauna când vrei să scoți un material, un album... Lucrurile astea necesită timp și e bine să nu te grăbești. Mai bine să stai mai mult decât să le faci pripit. Și întotdeauna când e vorba de munca ta și de piesele pe care le scrii, orice artist este subiectiv și atunci tot timpul încearcă să facă totul să fie cât mai bine. Și atunci de asta tot timpul durează atât de mult. Dar undeva cred că eu îmi propun cel puțin următorii 2-3 ani maxim să reușesc și următorul album. Care se va numi Second. Încă nu știi. Nu neapărat. Am vrut noi să atragem atenția cu First, că va urma un Second, da. Un Third, un Fourth, un Fifth și așa mai departe, dar
nu zic că bine, va fi și, asta numele. În final, înainte de a ne lua rămas bun, mai spune-ne încă o dată când și unde va avea loc lansarea. Să-ți facem un pic de publicitate, dacă se mulțumesc poate. Tare mult, este foarte binevenită. Va avea loc lansarea albumului First pe 22 februarie la Club Pixel din Timișoara, începând cu ora 8, vor fi open doors. Și așteptăm cât mai multă lume, vom avea invitați surpriză, vom avea pe Diana Ivan în deschidere și sperăm să fie alături de noi cât mai multă lume. Mult succes la lansare și la second la fel. Mulțumesc tare mult de invitație, a fost o plăcere. Să îmi culeg durerea. Am ridicat un zid de piatră între noi și am rămas pierduți în iluzie amândoi. Am uitat să mai luptăm pentru noi. Timpul nu pot să-l mai dau înapoi. Mi-e dor de tot ce-am trăit amândoi. Și dacă ar fi să știi, eu tot la tine aș veni. Oricât de greu mi-ar fi, aș rătăci până când drumul spre inima ta îl voi regăsi. Și orice ar fi, să știi, eu tot la tine aș veni. Oricât de greu mi-ar fi, aș rătăci până când drumul spre inima ta. Atât de departe ești și nu vrei, nu știi, dar mă rănești. Că am ridicat un zid de piatră între noi și ne-am lovit frontal. Orgolile amândoi, mi-e dor de diminețile-ndoi. Când tot ce făceam, făceam pentru noi. Când îmi citeai cu o privire, până și cafea ar să avea gust de iubire. Și dacă ar fi să știi, eu tot la tine-aș veni. Oricât de greu mi-ar fi, aș rătăci până când drumul spre inima ta îl voi regăsi. Și orice ar fi, să știi, eu tot la tine-aș veni. Oricât de greu mi-ar fi, aș rătăci până când drumul spre inima ta.
prima clipă când ți-ai deschis ochii? Prima dragoste pe care ai simțit-o de la cei apropiați. Primele întâlniri cu lumea de afară. Prima dată când îți pui inima și fericirea în mâinile unui străin. Primele legături cu pânza unei lumi pline de durere. Primele semne ale loialității absolute față de cei care îți pot frânge inima și sufletul. Prima dată când cineva te dezamăgește, nu te vede pentru cine ești, pentru că cel mai probabil nici tu nu îi vezi cu adevărat pe ei. Prima dată când înveți să-ți impui limitele. Prima dată când nu-i mai lasă să te dezamăgească. Prima dată când și tu, la rândul tău, vei fi amăgirea cuiva. E prima dimineață când te trezești fără vocea lor în minte. Prima dată când îți dai seama că e sfârșitul, cel puțin al unui capitol. Prima dată când întâlnești alți oameni, alți prieteni, alte suflete pereche. Prima dată când lumea devine mult mai mare și mult mai dureroasă și îți dai seama că a renunța e mai ușor decât credeai. Și e prima dată când asta te sperie despre tine însuți. Prima dată când îți dai seama că toți sunt la fel. Prima dată când te simți singur și te pierzi din nou. Prima dată când îți dai seama că nimeni nu te poate iubi așa cum vrei să fii iubit. Și prima dată când îți dai seama că nu poți fi sclavul inimii cuiva. Prima oară când îți reamintești de primele tale experiențe. Și tot prima oară când ești dezamăgit din nou. Prima dată când te pierzi și țipi. Prima dată când îți faci vocea auzită în lume. Ultima oară când retrăiești începuturile.